Vorbim puțin despre gumele din cauciuc cu ancoră pe care le vedem aici, am luat de câteva. Despre legarea plantelor de murs, meuri, viță de vie cu aceste gume din cauciuc. Vedem aici că ele au un fel de ancoră și o să vedem cât de ușor se leagă cu aceste gume din cauciuc. O să facem o mică demonstrație. Se pune așa, iar ancora reține legată guma aici. Vedem rapiditatea cu care se leagă. Ele sunt foarte rezistente, rezistă și la greutate foarte mare. Sunt din cauciuc, nu sunt din plastic, ca să nu-și închipuie lumea altceva. Nu avem cordițe foarte groase, asta e o plantație de anul întâi. Facem doar demonstrativ ca lumea să vadă despre ce e vorba. Deci vedem cât de repede se leagă cu aceste gume cu ancoră. Este foarte, foarte simplu. Mergem mai departe. Deci se leagă cu o rapiditate extraordinară și sunt foarte rezistente. Economisim timp și economisim bani, economisim mână de lucru, pentru că asta e o problemă cu care se confruntă foarte mulți agricultori, lipsa forței de muncă în agricultură. Vedem rapiditatea cu care se leagă cu aceste gume. Nu trebuie să facem noduri, ele au ancora care le ține aici legate. Gumele se pot recupera de la un sezon la celălalt. Sperăm într-o durată de viață de 2, poate chiar 3 ani la aceste gume. Ați văzut ce repede se leagă? E foarte simplu. Astea sunt cordițe un pic mai subțiri pentru că plantația anul 1. O să mai facem și alte videouri în plantația anul 2, anul 3. Să vedeți cum se leagă. În cazul în care avem cordițe, astea sunt de 5 cm. În cazul în care avem cordițe mult mai groase, se întind un pic și ele nu mai revin chiar la forța inițială, deci rămân un pic mai lungi. Și pe urmă legăm cordițele care sunt mai groase. Aici nu este groasă, în cazul ăsta, și ele rămân în felul următor, după cum se vede. Vă mulțumesc!